Eu nu pot să-mi imaginez. Noi am avut parte de COVID și am știut ce a însemnat să stăm închiși între patru pereți și să nu, și pur și simplu să se dea stop la viața noastră așa cum o știam noi. Nu pot să-mi închipui cum a fost pentru dumneavoastră, să știți că nu mai aveți parte de libertate și cumva să și simțiți că ați fost neîndreptățit. Dar până la urmă, orice șut în fund e un pas înainte. Eu vreau să știu cum ați ieșit de acolo. Învățat o lecție mai puternic. Dacă îți dă un dita mai pietrui un cap, e puțin mai diferit. Dar ați învățat o lecție măcar? Ați ieșit, nu știu, mai înțelept? Ați ieșit resemnat? Ați ieșit cu sete de răzbunare? Ați ieșit cu ambiție să ajungeți din nou sus acolo? Că ați atins vârful piramidei. Era cât paci să fiți și președintele țării. Cu sete de răzbunare, setea de răzbunare am avut-o în primele luni. Aha. Era un amestec de frustrare, de chin al condamnării nevinovat. Pe de altă parte, bă, da, știam că ajung aici și toată lumea înțelege că de fapt asta a fost jocul, n-are nicio legătură cu vinovăția sau nevinovăția, combinată cu lipsa de libertate care e îngrozitoare. Indiferent ce spune oricine. Pentru oricine. Am întâlnit acolo toată societatea românească. Închisoarea de la Rahova este România la scară mai mică. Wow. Toate categoriile sociale, din toate meseriile, toate categoriile de venit, toate categoriile de educație. Absolut toate. Este România la scară mai mică. După 7-8 luni de zile mi-a dispărut orice urmă de dorință și e valabil și acum, de răzbunare. În primul rând, n-aveam pe cine. Adică, n-aveam pe cine. În al doilea rând, mi-am dat seama că cineva care stă cu ură în suflet este cel care, de fapt, suferă. Adică, de ce să-mi otrăvesc eu sufletul, viața, mintea cu a urâ pe cineva? Da. Nu e cazul. Că sunt dezamăgit, că văd pe toți știindu-i pe fiecare. Adică în fața mea chiar sunt goi. Adică toți regii sunt goi. Văd, știu ce au în minte, ce au făcut, cred. Cât, cum, unde i-au dus, cât mint. De ce să îi urăsc? Nu. N-am plecat nici cu dorința de a redeveni ce a fost, ce am fost. N-aș vrea să mai redevin, pentru că când am ajuns la Rahova, am intrat pe porțile alea, parcă eram așa un câine sau ceva hăituit în care curgea sânge de peste tot. Nu mai vreau așa. Nu. Ce aș vrea să fac, și am și început, am lucrat la un program de guvernare cu un foarte bun prieten, care e mai bun decât cel din 2016, și s-a întâmplat să se înființeze un partid nou, pe care îl conduce Carmen Dan, o doamnă care am foarte mare încredere. Vedeți? Foarte mare încredere. Iar femei. Da, da. Bravo. Și sprijinindu-i să încercăm să convingem cât mai mulți români că trebuie să voteze cu ce e bine pentru ei, nu ce li se vinde că e bine pentru ei. Că dacă e bine pentru alții, înseamnă că pentru ei nu e bine. Mă rog, nu intrăm în politic. Deci nu cam cu politică, asta am plecat, da. Și cu dorința de a vedea cât mai mult soare, flori și iarbă când am ieșit.